Ce viceprimar îl va înlocui pe Minel Prina, suspendat din funcție, se va afla abia mâine după ședința de Consiliu Local. Cei doi viceprimari, Mihaela Stana și Cristian Bircea, reprezintă în Consiliul Local Partidul Conservator, respectiv Partidul Social Democrat. Până la acest moment, instituția noastră nu a intrat în posesia acestui ordin, iar instituția noastră a convocat ședință de Consiliu Local pentru mâine la ora 16:30. În situația în care vom intra în posesia acestui ordin, pe ordinea de zi a acestei ședințe, va fi inclus și acest proiect de hotărâre cu preluarea atribuțiilor de către unul din cei doi viceprimari ai municipiului Slatina. Ordinul de suspendare din funcția primarului a fost transmis de prefectură prin intermediul poștei. Minel Prina se află de la mijlocul lunii trecute în arest la domiciliu. El este acuzat de trafic de influență în același dosar în care fostul ministru al finanțelor, Darius Vâlcov, este cercetat pentru săvârșirea mai multor fapte de corupție.